salut pe toți cu bucurie și vă mulțumesc încă o dată pentru interesul pe care l-arătați materialelor mele, chiar dacă nu vă așteaptă un examen sau un concurs de fizică. De fapt, m-am gândit să-i răsplătesc pe cei care urmăresc aceste materiale doar pentru că sunt interesați de lumea din jurul nostru și de legile naturii, printr-un material care este în pregătire și pe care îl voi încărca în câteva zile și care se numește Ce este realitatea? Acesta va fi diferit de materialele de până acum, a căror serie va continua imediat după, așa cum am promis. Acest material nu se va ocupa de rezolvarea problemelor de fizică, ci se va adresa tuturor celor care simt nevoia să mai facă un pas spre înțelegerea a ceea ce numim realitate și a locului și rolului nostru în această realitate. Dar azi vom vorbi despre curentul electric, partea întâi. Întrebarea de azi va fi una legată de practică, de viața noastră de zi cu zi. De fapt, mai bine spus, de viața noastră de noapte cu noapte, pentru că e vorba despre o lanternă. Mai de mult, cam toate lanternele din țară arătau cam așa. Și ele funcționau cu baterii de acest tip. Am rupt o parte din etichetă ca să nu creadă cineva că vreau să fac reclamă. Și cu becuri de acest tip. Becul clasic. Becul lui Edison, îi se mai spune, cu toate că un fizician și chimist englez, Joseph Swan, a obținut cu vreun an înaintea lui Edison un bec care funcționa bazat pe un fir de carbon cu incandescență. Ba chiar și-a instalat acasă astfel de becuri, casa lui devenind astfel prima casă din lume iluminată cu becuri cu incandescență. În paranteză fie spus, astfel de becuri au un randament catastrofal, ca să spun așa, pentru că doar între 1 și 2% din energia electrică pe care o folosesc se transformă în energie luminoasă. Restul, căldură. Ceea ce înseamnă că un astfel de bec e mai mult un aparat de încălzit decât un aparat de produs lumină. De fapt, ăsta e și motivul pentru care au fost înlocuite imediat ce tehnologia a permis acest lucru. Întrebarea se referă la o aparentă neconcordanță între ce apare scris pe baterie și ce apare scris pe bec. Pe bateriile de acest tip scrie 4,5 volți. Sper că se poate citi. Iar pe bec, din păcate, nu pot să vă arăt pentru că nu se mai vede, dar pe becurile folosite în acest tip de lanterne scria și mai scrie, dacă mai există, 3 volți, câteodată 3 volți, 3,5, câteodată 2,5 volți, dar întotdeauna mai puțin decât ceea ce scrie pe baterie. Și întrebarea este, de ce? Și cum de nu se arde becul? Poate că vă gândiți că, bine, dar aplicăm doar 1,5 volți mai mult. Da, 1,5 volți e o tensiune mică, dar întotdeauna trebuie să ne gândim la variația relativă a unei mărimi. 1,5 volți față de 3 volți, cât scrie pe bec, în plus, nu? 4,5 volți față de 3 volți, înseamnă 50% mai mult. E ca și cum am aplicat pe un bec care funcționează la 220 de volți, am aplicat 330 de volți. Cred că sunteți convinși că l-am distruge, becul sau s-ar arde. Și atunci asta e întrebarea. De ce tensiunea scrisă pe bec este mai mică decât tensiunea scrisă pe baterie și cum de nu se arde becul? De fapt, întrebările sunt legate una de cealaltă. Dacă găsiți răspunsul la una, găsiți răspunsul și la cealaltă. Dar întotdeauna până acum v-am ajutat să găsiți răspunsul la întrebare și vreau să fac și acum acest lucru, spunându-vă că veți găsi răspunsul la întrebare, dacă nu cumva știți deja, căutând, în teorie, legea lui Ohm pentru întregul circuit și ecuația tensiunii la borne, care, de fapt,
se poate găsi tot din legea lui Ohm pentru întregul circuit. Deci legea lui Ohm pentru întregul circuit și ecuația tensiunii la bornele unei surse vă ajută să găsiți răspunsul la întrebare. Să trecem la rezolvarea unei probleme. Problema pe care o vom rezolva azi are legătură cu gruparea rezistorilor. Și de aceea vă rog, înainte de a vă arăta textul problemei și de a începe rezolvarea problemei, să-mi dați voie să vă amintesc câteva lucruri legate de gruparea rezistorilor, pentru că e o chestiune teoretică care pare la prima vedere foarte simplă, dar nu întotdeauna e simplă. În partea de sus a tablei vedeți cele două desene pe care le găsim întotdeauna în orice manual legat de circuitele de curent electric atunci când ajungem la gruparea rezistorilor. Adică în stânga avem gruparea în serie a trei rezistori, în dreapta avem gruparea în paralel a trei rezistori. Eu aș vrea să înțelegem sensul fizic, adică ce înseamnă de fapt fizic că rezistorii sunt legați în serie, ce înseamnă că sunt legați în paralel. Să vedem. Întâi, la legarea în serie. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că avem un curent, unul singur, de intensitate I, prin toți rezistorii grupați în serie. Unul și același curent. Nu avem mai mulți curenți. În schimb, avem mai multe tensiuni. De ce? Pentru că legea lui Ohm, bătrâna, la bună lege a lui Ohm, zice că tensiunea se poate calcula cu produsul dintre intensitate și rezistență. Și atunci, deși am aceeași intensitate prin fiecare rezistor, rezistențele lor, dacă sunt diferite, atunci și tensiunile pe ei vor fi diferite. Și voi avea astfel tensiunea U1 pe rezistorul R1, tensiunea U2 pe rezistorul R2 și tensiunea U3 pe rezistorul R3. Deci, la gruparea în serie, am un singur curent, unul și același, același curent prin toți rezistorii, dar am tensiuni, în general, diferite pe rezistori. La gruparea în paralel. La gruparea în paralel se observă că toți rezistorii sunt legați la aceleași două noduri. Și rezistorul R1, în cazul ăsta nodurile A și B, și rezistorul R2, și rezistorul R3, toți sunt legați la aceleași două noduri. Asta înseamnă că tensiunea este aceeași pe toți. Deci n-am mai multe tensiuni, am una singură. Să o notăm cu U indice AB. Tensiunea între nodurile, dintre nodurile A și B. Deci am o singură tensiune, dar voi avea curenți în general diferiți. De ce? Pentru că tot legea lui Ohm ne spune că intensitatea unui curent se poate calcula prin raportul dintre tensiunea aplicată pe conductorul respectiv și rezistența conductorului. Și atunci, cu toate că am o singură tensiune, deoarece rezistențele sunt diferite și curenții vor fi diferiți și voi avea astfel curentul I1, curentul I2 și curentul I3. Încă o observație. Acești trei curenți s-au ramificat în nodul A și se unesc din nou, se adună din nou în nodul B, la circuitul paralel. Deci la circuitul paralel am o singură tensiune, dar am mai mulți curenți. Prin fiecare rezistor am un anumit curent. Și acum încă o observație. Tensiunea totală pe grupul de rezistențe legate în serie este suma tensiunilor. Deci pot să scriu U serie este U1 plus U2 plus U3 plus așa mai departe dacă sunt mai multe. Și așa cum am spus la circuitul paralel, curentul care vine la grupul de rezistori legați în paralel, I paralel, este suma curenților care trec prin rezistori, adică este I1 plus I2 plus I3 plus așa mai departe dacă sunt mai mulți.
Bun, aceste ultime observații, cred că vă aduceți aminte din teorie, ne permit să calculăm rezistențele echivalente pentru cele două grupări. Eu nu voi face acest lucru pentru că e simplu de înțeles cum se ajunge la formula respectivă, dar nu strică să ne amintim formulele. Rezistența echivalentă la gruparea în serie, să o notăm cu RS, este R1 plus R2 plus R3 plus așa mai departe, dacă avem mai multe rezistențe. Rezistența echivalentă la gruparea în paralel, să o notăm cu RP, se calculează cu relația 1 supra RP este egal cu 1 supra R1 plus 1 supra R2 plus 1 supra R3 plus așa mai departe, dacă avem mai multe rezistențe. Aici vreau să vă atrag atenția asupra unei observații cantitative care vă poate ajuta uneori să vedeți așa la prima vedere dacă n-ați greșit la calcule. Rezistența echivalentă a grupării serie RS este întotdeauna mai mare decât oricare dintre rezistențele legate în serie. Deci este mai mare și decât cea mai mare dintre rezistențele legate în serie. În schimb, rezistența echivalentă a grupării paralel RP este întotdeauna mai mică decât oricare dintre rezistențele legate în paralel, deci este mai mică și decât cea mai mică dintre rezistențele care au fost legate în paralel. Bun. Toate bune și frumoase, dar nu întotdeauna e atât de simplu să ne dăm seama dacă rezistorii sunt legați în serie sau în paralel. De pildă, ce ziceți de acest mod de a lega trei rezistori, care apare destul de frecvent atât în practică, în montaje, cât și în probleme. Aici avem doi conductori, cel care unește nodul A cu nodul C și cel care unește nodul B cu nodul D. Dacă problema nu spune nimic despre conductorii respectivi, atunci trebuie să-i considerăm cu rezistența 0, având rezistența 0. Pentru că rezistența lor este neglijabilă în comparație cu rezistențele care apar în circuit, cu celelalte rezistențe. Dar dacă rezistența conductorului, de pildă, care unește nodurile A și C, este 0, atunci asta înseamnă că tensiunea între nodul A și nodul C este 0. De ce? Păi tot legea lui Ohm ne explică, tensiunea fiind produsul dintre intensitate și rezistență. Degeaba am intensitate dacă n-am rezistență. Dacă rezistența e 0, produsul acesta este 0. Deci UAC este 0. Conductorul nu permite să am potențiale diferite în punctele A și C. Bun. Același raționament ne arată că tensiunea este 0 și între nodurile B și D, pentru că și aici am un conductor cu rezistența 0 care le leagă. Deci am și relația UBD este 0. Și acum, dacă tensiunea între A și C este 0, atunci înseamnă că și suma tensiunilor dintre A și C trebuie să fie 0. Adică UAB, care este tensiunea aplicată pe rezistorul R1, plus UBC, care este tensiunea aplicată pe rezistorul R2, este 0. Ceea ce înseamnă că UAB este egal cu minus UBC. De ce am semnul minus? Pentru că dacă aici am plus, atunci aici am minus și aici am din nou plus. Cu alte cuvinte, curentul prin rezistorul R1 circulă de la stânga la dreapta, I1. În schimb, curentul prin rezistorul R2 circulă de la dreapta la stânga, I2. Deci, tensiunea este polarizată invers între nodurile B și C decât între nodurile A și B. Și atunci pot să scriu că UBC este minus UCB.
atunci, dacă mă duc de la B la C, am minus nu știu câți volți, dar dacă mă duc de la C la B, am tot atâta modul, dar cu plus. Și atunci găsesc că UAB este egal cu UCB. UAB, tensiunea pe rezistorul R1, este egală cu tensiunea CB, tensiunea pe rezistorul R2. Același raționament, același tip de raționament, de data asta pentru ce se întâmplă între nodurile B și D, ne arată că tensiunea UCD, adică tensiunea pe rezistorul R3, este egală cu tensiunea UCB. Dar UCB este egal cu UAB. Deci înseamnă că toate cele trei tensiuni sunt egale. UAB este egal cu UCB și este egal cu UCD. Am găsit până acum că pe cei trei rezistori am aceeași tensiune. O singură tensiune. Să vedem cum e cu curenții. Am desenat I1, I2, aici voi avea curentul I3. Ce se întâmplă cu curenții? Cum ajunge curentul I1 de la A la D? Curentul I1 ajunge pe traseul A, B și apoi prin acest conductor ajunge nodul D. Curentul I2. Curentul I2 ajunge pe traseul C, B, apoi prin acest conductor și ajunge în nodul D. Curentul I3 se vede clar că ajunge prin, pe traseul C, D, în nodul D și el. Deci, dacă urmărim curenții, o să vedem cum ei se despart în nodul A și se adună din nou în nodul D. Deci am aceeași tensiune pe toți rezistorii și am curenți care se despart și se adună din nou, păi înseamnă că am o legare în paralel. Este un alt mod de a reprezenta legarea în paralel a trei rezistori. Și dacă găsiți acest tip de legare, să știți că aveți o legare în paralel. Și acum să trecem la problemă. Aceasta este problema pe care o vom rezolva împreună și tot aceasta este și problema pe care vă rog să o rezolvați acasă, adică să continuați rezolvarea de acolo de unde o vom lăsa aici. Este vorba despre un circuit în care avem o sursă care are tensiunea la borne 60 de volți și în circuit avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rezistori, fiecare cu rezistența de 10 ohmi. Deci toți au aceeași rezistență. Problema ne cere să calculăm intensitatea curentului prin ramura principală sau prin sursă, dacă vreți, și intensitățile I1, respectiv I2. Dificultatea aparentă este aici. Avem acest grup de 5 rezistori pentru care trebuie să calculăm rezistența echivalentă. Cum o să facem asta? Întâi trebuie să observăm că grupul de rezistori are o distribuție simetrică față de nodurile A și B. Aici, curentul I1 se desparte în doi curenți, unul prin latura de sus, unul prin latura de jos. Când un curent se desparte în doi curenți, cei doi curenți vor avea intensitățile invers proporționale cu rezistențele prin care vor trece. Dar în cazul acesta, curentul de sus, să zicem I3, întâmpină aceleași rezistențe ca să ajungă la nodul B ca și curentul de jos. Deci și acesta este tot I3, pentru că dacă întâmpină aceleași rezistențe, intensitățile vor fi aceleași. Bineînțeles, se vede că I3 este jumătate din I1. Este I1 supra 2. Curentul I1 se împarte în două. Iar cei doi curenți vor fi egali. Dar dacă cei doi curenți vor fi egali, atunci tensiunea între A și nodul, să zicem C, va fi egală cu tensiunea dintre A și nodul, să zicem D. De ce? Pentru că UAC
C va fi I3 înmulțit cu R, dar și UAD va fi I3 înmulțit cu R. Și dacă tensiunea între A și C este aceeași cu tensiunea între A și D, înseamnă că la bornele acestui rezistor, acesta, nu am tensiune. Și dacă nu am tensiune, nu am nici curent prin el. De câte ori găsiți într-un circuit un rezistor la bornele căruia nu avem tensiune, să știți că nu avem nici curent prin el și asta înseamnă că el nu contribuie cu nimic la ceea ce se întâmplă în circuitul respectiv. Adică, asta înseamnă că îl putem lua de acolo și arunca și nu se schimbă nimic în ceea ce se întâmplă în circuit. Asta vom face și noi. Nu o să-l aruncăm că n-avem ce, a fost doar un desen, dar îl putem șterge. Și acum obținem un circuit mult mai simplu, pentru că aici am R cu R în serie, aici din nou am R cu R în serie, apoi am o legare în paralel, apoi rezistența echivalentă de aici este în serie cu rezistența R și apoi tot ce am găsit aici, rezistența echivalentă a acestei laturi, este în paralel cu rezistența R. Așa că de aici încolo sunt absolut convins că puteți să rezolvați problema în continuare și vă rog să rezolvați problema. După atâtea probleme teoretice, ar fi bine să discutăm și două probleme mai legate de practică în punctul al treilea al materialului de astăzi, care va fi scurt. Întâi, curent și tensiune. Care este cauza și care este efectul? Câteodată când rezolvăm probleme, ne exprimăm cam așa, deoarece prin rezistorul R trece un curent I, apare o tensiune la bornele lui. Pentru rezolvarea problemelor merge, dar teoretic nu este corect, pentru că tensiunea este cauza și curentul este efectul. Deci, tensiunea produce un curent și nu curentul produce o tensiune. De ce? O să discutăm cu altă ocazie mai în amănunt treaba asta. Dacă am înțeles acest lucru, putem răspunde mai ușor la întrebări de genul ce tensiune este periculoasă când ne electrocutăm. Nu există un răspuns unic la această întrebare. De ce? Pentru că ceea ce este periculos atunci când ne electrocutăm este curentul care trece prin corp. Dacă curentul care trece mai ales prin zona inimii depășește anumită intensitate, atunci apar probleme, pentru că este blocată funcționarea inimii din cauza acestui curent. Dar intensitatea curentului nu depinde numai de tensiune. Intensitatea curentului depinde și de rezistență și în primul rând de rezistența pielii, care poate să fie foarte, foarte diferită. Când pielea e uscată și mediul din jur este uscat, rezistența poate să fie mare. Când pielea e udă și a mai și transpirat și avem săruri pe piele, rezistența poate să fie foarte mică. Așa că uneori tensiuni foarte mici, de câteva zeci de volți, pot să fie foarte periculoase atunci când rezistența este mică. Și alteori tensiuni foarte mari pot să fie practic inofensive dacă rezistența corpului este foarte mare în acel moment. A doua chestiune despre care vreau să vorbim este legată de felul în care măsurăm energia electrică. Pe factura pe care o primim ca să plătim energia electrică pe care am folosit-o, vedem întotdeauna kilowatt-oră. Kilowatt-oră. La prima vedere, nu e nicio legătură între kilowatt-oră și unitatea de măsură pentru energie pe care o știm din mecanică, joule-ul. Oare unitatea de măsură pentru putere este wattul, dar puterea este lucrul mecanic împărțit la durata lucrului mecanic respectiv sau energia, câtă energie am utilizat împărțită la timpul în care am utilizat energia respectivă. Ceea ce înseamnă că unitatea de măsură pentru putere, adică wattul,
este unitatea de măsură pentru energie, adică joule-ul, împărțit la unitatea de măsură pentru timp, adică secunda. Și ceea ce mai înseamnă că joule-ul se poate scrie watt ori secundă. Joule înseamnă watt ori secundă. E, acum parcă începem să vedem o legătură. Pentru că aici am kilowatt-oră, aici am watt-secundă. Și se vede clar că un kilowatt-oră este un multiplu al joule-ului, al produsului watt-secundă. Și mai precis, un kilowatt-oră înseamnă, odată, pentru că am oră în loc de secundă, 3600, de 3600 de ori mai mare, pentru că într-o oră sunt 3600 de secunde, și apoi, pentru că am kilowatt în loc de watt, încă de 1000 de ori mai mare, și înseamnă că un kilowatt-oră înseamnă 3.600.000 de juli, de watt-secundă, adică de juli. Și acum, de ce folosim această unitate de măsură? Mi-arată această relație de ce? Pentru că joule-ul este o unitate de măsură foarte mică pentru energie. Și ca să nu vedem pe factură miliarde de juli, folosim kilowatt-ora. Dar mai este un motiv, poate că de fapt ăsta e cel mai important, dacă utilizăm kilowatt-ora ca unitate de măsură pentru energia electrică, e foarte ușor să calculăm cât avem de plătit. Pentru că, de pildă, am un aparat care are, să zicem, puterea 100 de wați și pe care îl folosesc într-o lună 10 ore. Să zicem. Cum calculez cât mă costă energia electrică pe care am folosit-o pentru acest aparat? Foarte simplu. Energia, ați văzut că puterea este raportul dintre energie și timp, înseamnă că energia este puterea înmulțită cu timpul. Dar, ca să obțin rezultatul în kilowatt-oră, în loc de wați, trebuie să folosesc kilowați și atunci nu voi avea 100, ci 0,1 kilowați înmulțit cu 10 ore, care se vede că este 1 kilowatt-oră. Și dacă știu cât costă kilowatt-ora, atunci imediat pot să calculez cât am de plată. Ăsta este principalul avantaj. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare.